Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, din nou la emisiunea Prin lumea globalizată. Încă o dată mulțumesc doamnei Gabriela Ioniță că a acceptat invitația noastră. Mulțumesc pentru invitație. Titlul emisiunii noastre este un titlu mai mult militar și astăzi o să încerc să stopez câte ceva din ceea ce înseamnă experiența mea și percepția pe care o am despre evenimentele care se petrec în jurul nostru și o să las pe doamna Gabriela Ioniță să analizeze sau să abordeze dintr-o altă perspectivă acest mare exercițiu pe care Rusia îl va desfășura undeva de la mijlocul lunii septembrie și până la finalul lunii septembrie. Zapad 17 sau Vest 17, normalitate sau angoasă. Am pus acest titlu pentru că tot ce am citit până la această dată în presă și tot ceea ce se vehiculează în mass media este că țările sau autoritățile centrale, oamenii politici au o stare de neliniște. Multă lume merge pe același scenariu care s-a produs în anul 2008 sau în 2014, 2008 cu Georgia, 2014 cu Ucraina și că acesta ar fi un mare pericol la adresa securității europene. Percepția mea este un pic diferită și n-aș vrea să enunț percepția mea cât aș dori să o provoc pe doamna Gabriela Ioniță. Spun încă o dată faptul că o să încerc să joc rolul celui care întreabă și celui care cunoaște mai puțin, deși unele cifre o să vi le dau eu cu siguranță, dar o provoc pe doamna Gabriela Ioniță cu prima întrebare. Care este contextul politic în care se desfășoară acest exercițiu și de ce acest exercițiu creează această stare? E o perioadă de maximă tensiune. A fost o vară fierbinte. Și la propriu și la figurat. Am constatat, hai să spunem, shifturi serioase pe scena geopolitică. Am văzut cum s-a schimbat oarecum alianța Germania-Franța, cum s-au schimbat în mod radical relațiile dintre Germania și Statele Unite. Iată, acum avem o problemă, Turcia, relația cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite. Relația bună dintre Turcia și Rusia, deja un pol de putere la Marea Neagră împreună. Și atunci e normal, cred, modul în care a fost perceput Zapad 2017. De ce spun asta? Spun asta și pentru faptul că vorbim de un exercițiu, deja suntem, noi membrii NATO, suntem foarte obișnuiți cu foarte multe exerciții, cu mișcări de trupe mai mici, dinamice, în toate statele membre NATO, foarte des. Au fost mai multe exerciții anul acesta, dacă mi-amintesc bine, în Polonia, în Estonia, la noi în România, în Bulgaria, au fost exerciții comune. Și atunci, când vorbim de un exercițiu cum este Zapad 17, Rusia are ea însăși pretenția să fie privit un pic altfel, pentru că e un exercițiu care se desfășoară odată la 4 ani. Nu. Aici n-ar trebui, în relația cu interlocutorul, să spun nu. Ce se întâmplă? Aveți dreptate. Zapad este la 4 ani. Rusia desfășoară 4 exerciții în 4 ani, unul este în zona de sud, unul în zona de vest, unul în zona nordică și unul în zona estică. De aceea Vest 17 este o dată la 4 ani. Noi l-am mai văzut încă o dată în 2013, până Rusia să atașeze Crimea. Așa a fost un exercițiu cu tentă antiteroristă, cu mai mult folosirea entităților sau instituțiilor de forțe interne care trebuiau să colaboreze cu forțele armate. Dar o să joc rolul celui care vă provoacă pe dumneavoastră, cea care afirmați, au fost multe exerciții din NATO. Eu o să vă spun următorul lucru. Da, stimată doamnă, au fost foarte multe exerciții, dar aceste exerciții sunt, când discutăm despre trupele pe care un stat le-a dislocat sau le-a angrenat în exerciții, o să vă spun că numărul de militari este extrem de mic în raport cu ceea ce folosește Rusia. O să vă spun că un exercițiu desfășurat acum 3 ani în Spania a avut în jur de 40.000 de militari din toate 28 de state ale alianței. Cele care s-au desfășurat anul trecut, cel desfășurat anul trecut în Polonia,
El cred că a avut vreo 15.000. Cel desfășurat în România și nu de NATO, aș vrea să subliniez, stimată doamnă, că nu NATO, ci America a planificat, sau forțele armate, forțele terestre din Europa au planificat exercițiu, ei au susținut în mare parte financiar și au venit trupe din toate zonele. Este adevărat, cu câteva săptămâni înainte, în România a fost dislocată forța de reacție rapidă, dar într-un număr mic, în jur de 400-500 de militari, și într-adevăr pe teritoriul României au fost 25.000 de militari. Dar din, cred că 10 țări, când spui Rusia că face un exercițiu la granița de vest, o singură țară, acum, joc brunul cel care spune... Nu este singură țară, sunt două. Da. Deci am vrut să completez ca să vă dau posibilitatea. Bun, cum interpretăm? Că totuși... Interpretăm la modul normal, aș spune eu. De ce e lumea atât de tensionată? Nu știu. De ce este Rusia tensionată? Nu știu. Iată, avem Rapid Trident. Exact, da, în aceste zile, în Ucraina. Tot în zona de vest. Sunt 2500 de soldați din 14 țări, adică o sumă infimă pentru fiecare țară, așa cum ați spus. Da. Și totuși, modul ăsta de a răspunde creează tensiune. Părerea mea, sinceră, este că nu atât exercițiile în sine, menite a descuraja o parte sau alta, sunt periculoase. Periculoase sunt în acest caz lucruri care ar putea interveni neplanificat și care s-ar putea transforma repede într-o provocare, într-un conflict. Tot datorită genului ăsta de tensiuni create de numeroasele exerciții din zonă. Eu ca militar am întotdeauna îndoiel cu privire la o agresivitate sau percepția pe care avem noi vis-a-vis de agresivitatea Rusiei. Eu am scris și un articol și am spus că mai mult este teama Rusiei de ceea ce se întâmplă în jurul ei decât dorința Rusiei de a provoca pe altcineva. Asta este percepția mea. Aici aș vrea să merg mai departe cu întrebarea, că a spus nu înțelegem ce se întâmplă sau nu vedem ce se întâmplă în spatele exercițiului Zapad. Haideți să analizăm un pic. Ce vrea Putin din punct de vedere, pentru că o să ajungem să discutăm, stimați telespectatori, nu o să trecem nici peste cifre, nici peste locuri, nici peste acorduri semnate, dar aș vrea să mergem așa progresiv, dinspre ceea ce înseamnă întregul, spre ceea ce înseamnă particularitatea. Care credeți că sunt obiectivele? Acum vreau să vedem Rusia în plan intern. Ce urmărește președintele Putin cu aceste mari exerciții pe care nu le desfășoară încă o dată numai la granița de vest? El, an de an, ce vrea Putin să demonstreze cu aceste mari exerciții care presupun sute de mii de soldați și mii de mijloace de luptă sau de transport? Ați folosit aceleași cifre pe care le înaintează și oficialii de la NATO. Nu avem de unde să știm dacă chiar sunt sute de mii de soldați. Vom ajunge și la ei. Deocamdată avem niște declarații ale oficialilor NATO, inclusiv a domnului secretar general Stoltenberg, care ne spun că potrivit monitorizării mijloacelor de transport, așa, angrenate în povestea asta, ar putea fi un număr între 80 și 100 de mii, ceea ce, în mod normal, ar încălca legislația internațională. Vreau să vă corectez un pic și o să vă las. Nu încalcă. Nu încalcă într-un sens... Sensul în care Rusia nu a acceptat să aibă observatorii occidentali la fața locului. Ei pot face ce doresc, numai că scad gradul de încredere alianței în Rusia pentru că nu se manifestă transparent. Asta o să mai discutăm și despre acordul de la Viena. Deci, ce urmărește Putin în interiorul Rusiei? În primul rând, în interiorul Rusiei urmărește să-și consolideze imaginea de lider cu mână forte. Vin niște alegeri și nu cred că domnia sa va arata încă o dată prilejul de a candida. În al doilea rând, Rusia, după cum bine știm, este o țară pentru care încă contează foarte, foarte mult percepția asupra puterii proprii ca națiune și, în primul rând, a puterii militare. Și nu în ultimul rând, cred eu, domnul Putin vrea să-și stabilizeze, da? Să-și găsească foarte clar și definitiv locul la masa marilor decidenți globali. Adică Rusia chiar e o putere militară, a devenit o putere militară în ultimii 15 ani,
masiv. În ultimii 5 ani se și manifestă ca atare, am văzut-o. Și credeți că, dumneavoastră, știu că știți foarte multe despre ministrul apărării, despre Șoigu, și știți destul de multe și despre Gerasimov, despre șeful statului major general al armatei ruse. Credeți dumneavoastră că aceste exerciții, pentru că ele sunt particularizate în general, credeți că aceste exerciții au și un rol de a angrena sistemul, numai sistemul militar, pentru că a spus mai devreme despre numărul de mijloace despre care discuta secretarul general NATO, să miști mijloace dintr-o zonă a Rusiei din partea sudică sau din partea vestică și să le aduci nu numai în interiorul statului, dar trebuie să le aduci și într-un alt stat. Înseamnă o testare a capabilităților. Dar această testare a capabilităților, credeți că se pliază pe ceea ce înseamnă exersarea noii strategii de securitate și de apărare la care artizanii, în opinia mea, sau unul din artizani, principalul artizan, în opinia mea, este ministrul apărării Șoigu? Adică vrea Putin să vadă nu numai enunțuri, ci și fapte, manifestări? În mod cert, lucrurile stau la modul ăsta, pentru că domnul Șoigu, după cum bine știm, vine din situația intervențiilor în caz de urgență și lucrurile acolo au fost puse la punct foarte bine și presupun că domnia sa își dorește ca la fel lucrurile să funcționeze și în armată. Acum, eu nu exclud posibilitatea, de aia am spus că eu aș fi foarte reticentă când vorbim de cifre, pentru că eu nu exclud posibilitatea atunci când se vorbește de 4.000 de vagoane, parcă 4.100 și ceva și de vagoane. Și câteva mii de mijloace de transport, nu de luptă. Deci asta înseamnă o logistică foarte serioasă. Eu nu am gândit să știu dacă vagoanele alea chiar sunt încărcate cu logistică, cu soldați sau altceva, dar pot fi o demonstrație de forță pentru, chiar pentru cei din țară. Dar pot fi și niște vagoane goale care se plimbă dintr-o parte în alta a Rusiei. Păi eu asta spun, zic, e bine să fim foarte reticenți pentru că nu știm la o, adică poate fi pentru cei din țară și pentru cei din afară. Adică, ia uitați, avem logistica cu care să putem să mișcăm lucrurile. Corect. Aș vrea aici iarăși să fac o scurtă paranteză pentru că noi am mai discutat această problemă. Nu știu dacă în emisiune. A punctat foarte bine. Gândiți-vă că de ziua Marinei, mijloacele care au fost dislocate din Marea Nordului, Marea Baltică, din Marea Mediterană sau din zona Mediterană, de la niște exerciții în Marea Neagră și le-a pus pe toate la paradele, la cele parade militare. Toată lumea trăia cu impresia că uite ce flotă are Rusia, dar parte dintre nave... Deci parte dintre nave au fost... Exact, așa. Deci au fost mutate dintr-o parte în alta pentru viitoare exerciții, dar atunci când ele au defilat de ziua Marinei, nimeni n-a spus că ele nu aparțin flotei respective. Deci este... Nu știu dacă este o manipulare, dar Rusia are și capacitatea de a induce în eroare, adică de a crea angoasa câteodată numai pe elemente, haide să spunem, nu butaforice, dar doar realități combinate cu dezinformări sau hiperbolizarea unui eveniment sau ceva de genul ăsta. Inclusiv și-a testat forțele speciale pe care le-a dizlocat mult mai devreme pentru culegere de informații din Belarus și mai departe. Bun, aș vrea, vă rog, dacă mai avem un interval. Absolut. Tocmai aș vrea să remarc aici un aspect care mie mi se pare foarte important. Pentru că ați amintit de faptul că această angoasă persistă și ca urmare a faptului că anterioarele exerciții de tip Zapad a districtului de vest au fost urmate de niște mutări cam agresive din partea Rusiei, cam agresive mai mult decât agresive. Da? Vorbim de Georgia și de Crimea. Da, e foarte corect, numai că mie tare mi se pare că ni se iau ochii. Da, e posibil. E așa ca un fel de sclipici care ne iau ochii, pentru că, de fapt, și de drept, în Georgia și în Crimea, decisive au fost operațiunile speciale, cele combinate, războiul hibrid, cele combinate de inteligență. În Crimea în general. În Georgia a fost aveți dreptate, în Georgia s-a întâmplat un lucru. Rușii care își pregăteau exercițiile în proximitatea Abhazei și Osetiei au avut forțe de informații trimise cu mult timp înainte și care au devoalat planul lui Shakashvili de a desfășura o acțiune reală. Deci
nu i-au prins nepregătiți. E adevărat că i-au prins nepregătiți în deplasări, ei n-au avut toată logistica necesară, dar într-adevăr, ei n-au fost surprinși. Mișcarea pe care a făcut-o armata georgiană era deja foarte bine foarte cunoscută. Foarte bine documentată. Exact, și s-a și creat în perioada respectivă, cu o lună înainte, în timpul exercițiului, chiar au făcut o planificare a unei operații reale pentru ceea ce înseamnă atacarea Georgiei. Aici sunt totalmente de acord cu dumneavoastră. Deci, nu știm ce se întâmplă în zona războiului informațional, pentru că toți ne-am îndreptat așteptând numărul de militari și numărul de mijloace care vor fi angrenate în exercițiu. Aveți mai dreptate. Ce așteaptă din extern? Putin nu face niciodată lucrurile pe jumătate. Deci, el pentru interior consolidează și pentru exterior trebuie să facă ceva. De pe extern v-am spus ce așteaptă domnul Putin. Domnul Putin așteaptă să îi se recunoască capacitatea de lider global. Nici nu există îndoială în acest moment, mai ales că, iată, vedem, domnia sa marșează foarte serios pe două fronturi, cel diplomatic, cel militar. Vedem că are un aliat de nădejde la vest, în Germania, vedem că are un aliat de nădejde la est, la sud, mai la sud-est, în Turcia, și are un aliat de nădejde în capătul celălalt al țării, deocamdată în parteneriatul cu China. Deci, e normal ca domnia sa să aștepte de la partenerii din NATO un pic de respect, cum am zice noi, un pic mai mult. Am să vă pun o întrebare. Nu este riscant modul în care lucrează Putin acum, când discutăm despre exerciții? Am să iau modelul european și modelul american. Cu cât mai mult au fost angrenați soldați în teatre de operații din Afganistan și din Irak, cu cât mai multe resurse au fost, cu cât mai multe resurse au fost consumate în aceste teatre, cu atât Statele Unite și țările europene s-au abținut, deci au redus numărul de exerciții clasice și cu structuri foarte multe. Știți ce spun? Da? Adică, dacă ne întrebăm pe americani, din 2001 n-au mai scos o divizie mecanizată într-un poligon de instrucție în întregul ei ca să desfășoare un exercițiu, pentru că sunt costuri. Exercițiile înseamnă costuri enorme. Încerc o formulare. Nu întinde prea mult Putin coarda cheltuielor economice atât timp cât el este angrenat în Siria. Forțele armate sunt angrenate și sunt consumuri în acea zonă și sunt investiții în Tartus, a investit în port, în aeroporturi, deci fără nicio discuție că sunt niște costuri și mai ai și costul ăsta. De ce? Când, repet încă o dată, cealaltă țări au demonstrat în 15 ani, țările membre NATO au spus atunci când ești angrenat într-un război, cheltuiește mai puțin cu armata pentru exerciții de mare amploare. Haideți să vedem. Sau stai costul? Nu, haideți să vedem un pic lucrurile și din punct de vedere al business-ului. Siria a fost un teren de testare a noilor arme din partea tuturor celor care au un complex militar-industrial bine pus pe picioare. Da. Cred că Zapadul are și acest rol. A fost Armii, da? A fost marea expoziție Armii 2007, acum mai puțin de o lună. 2017, așa, scuze. Și acolo deja s-au pus bazele unor viitoare contracte, care probabil vor, a căror bază, probabil se va regăsi undeva în tot scenariul pe care se desfășoară Zapad 2017. Eu cred că Kremlinul face niște socoteli foarte, foarte bune. Adică voi cheltui atât, dar voi avea beneficii. Voi arăta potențialilor clienți cam ce le pot oferi. Și cred că la un moment dat lucrurile dau pe plus. Aș vrea să vorbim un pic și despre percepțiile țărilor membre ale Alianței Nord-Atlantice, percepția leadership-ului politic și militar vis-a-vis de acest exercițiu. Acum discutăm un pic încrederea pe care o au în Putin sau neîncrederea pe care o manifestă și această problemă a transparenței. De ce forțează președintele Putin în fiecare an face același lucru sau de fiecare dată face același lucru? Am să-ți spun pentru telespectatori această poveste a convenției din 1999 de la Viena, care spune foarte clar, fiecare țară, pentru liniște și transparență, fiecare țară
Alianța Nord-Atlantică și s-a stabilit în cadrul Comitetului NATO-Rusia. Fiecare țară membra alianței înștiințează alianța când are trupe peste 9.000, dacă nu greșesc, și peste un număr de mijloace, avioane și mai departe. Urmând ca Rusia să fie înștiințată în Comitetul NATO-Rusia despre acel exercițiu. Rusia s-a angajat la rândul că va chema observatori și va anunța Alianța Nord-Atlantică. Președintele Putin a făcut de fiecare dată două lucruri care au fost împotriva acestor principii. Unu, întotdeauna a ordonat amplificarea exercițiilor, deci creșterea numărului de soldați până la de 10 ori. Și al doilea lucru, acele exerciții neplanificate de alertare și de dislocare a unor unități de nivel brigade sau divizie, care înseamnă, la o divizie înseamnă peste 12-15.000 de oameni, și dislocarea dintr-o garnizoană de reședință într-un poligon aflat în proximitatea frontierei, sau, dar oricum, mișcări de trupe. Ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic. Astfel greșește de, alianța? Nu, când astfel de tactici folosește alianța NATO. Haideți să fim, să fim sinceri cu noi înșine. Legislația există, lumea o respectă, dar dacă se poate să trecem pe lângă lege sau să o eludăm cu eleganță, o eludăm. Nu e nimic ieșit din comun. NATO, Consiliul NATO-Rusia nu a spus că Rusia nu a informat în ceea ce privește numărul militarilor care vor participa la ZAPA 2017. Rusia a înaintat o cifră, 12.700, 13.000 fiind limita Convenției de la Viena. Adică aproape fix pe fix. E puțin probabil să credem așa ceva. Vorbim totuși de Rusia. Rusia 12.700, vorba dumneavoastră, înseamnă un exercițiu de medie intensitate, de medie mărime, de mică mărime. Nici nu se pune problema. Nu știu. Pun întrebarea de ce. Greșim noi occidentalii atunci când spunem nu avem încredere nici în Rusia și nu avem încredere în președintele Rusiei, în leadership-ul rus. N-am auzit pe cineva spune nu avem încredere în poporul rus, pentru că ar fi nedrept. Disputele sunt între regimuri sau între lideri și mai puțin între state. Dar aș vrea să revin un pic, dacă ne gândim la summitul de la Varșovia, vă amintiți, doamna Ioniță, că unul din reproșurile făcute și una din măsurile pe care Alianța Nord-Atlantică le-a stabilit a fost să facem ceva, să nu fim surprinși, pentru că Rusia nu respectă acordul de la Viena, și a fost un enunț în declarația comună, s-a cerut imperios Rusiei, spunând, ați avut momente sau ați creat momente de tensiune sau războiul din Georgia a fost adus în atenție, Crimea. Nu dorim să avem asemenea stări. Am dorit ca Rusia să fie transparentă. De ce Rusia caută permanent, s-ar putea, cum a spus dumneavoastră, să fie o falsă percepție, adică să înșele prin ceea ce înseamnă mișcări de vagoane și de mijloace, fără să fie absolut necesare care să fie utilizate în exercițiu. De ce Rusia nu dorește să fie? Pentru că Alianța, încă o dată, am fost militar și știu, Alianța Nord-Atlantică notifică și invită observatori ruși atunci când discutăm despre exerciții care depășesc un număr de 13.000 de soldați. Sunteți de acord cu mine că astăzi a început zapadul? Da. Și e în următoarele 6 zile până pe 20. Sunteți de acord că dacă astăzi în scenariu, în jocul ăla de roluri pe care e gândit zapadul, nu se mai desfășoară decât 2-3 acțiuni din 20, e deja neimportant? Da, pentru că efectul a fost creat. Piatra este aruncată. Acum sunt niște nebuni care să scoată piatra. Deci, mi-este absolut imposibil uneori să înțeleg cum se poate ca media occidentală să cadă atât de ușor pradă jocurilor pe care le face Kremlinul. Doamne, pentru că media occidentală, eu cel puțin în ultimele 6 luni, dacă n-am auzit, cred că de 20, 30, 50 de ori, ZAPA 2017, Rusia va dori, vă dau doar câteva din titlurile pe care le-am citit în media occidentală, nu neapărat în cea românească. Rusia ar putea să invadeze Europa, al treilea război mondial ar putea începe la ZAPA 2017 și tot felul de minuni de genul ăsta. Kremlinul a câștigat înainte să înceapă.
Din punct de vedere propagandistic. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Eu am scris un exercițiu în care am analizat mai mult conceptele militare. Ce a vrut să demonstreze sau ce vrea să facă Șoigu. Da? Adică dislocarea forțelor, dislocarea logisticii, combinarea forțelor Belarus cu cele ruse, a Federației Ruse, realizarea unui sistem de comandă, utilizarea tuturor forțelor, adică operația să fie întrunită, folosind și forțe navale și aeriene. Am analizat tot ce a însemnat partea militară. Dar am analizat un pic și starea asta de disconfort pe care ți-o creează, pentru că trebuie să recunoaștem că noi avem o poveste cu Petrică și cu lupul. Cred că vă amintiți, așa este, da? Telespectatorii știu, da? Petrică strigă o dată, că vine lupul la oi, cetățenii reacționează, strigă și a doua, cetățenii reacționează, și a treia oară când vine lupul și Petrică strigă, cetățenii nu mai reacționează și lupul mănâncă oile. Ei, Putin îi place să țină tensiunea asta, pentru că există în zona statelor baltice, există o mare vulnerabilitate și acest tip de exercițiu care peste noapte printr-un ordine al lui Putin se poate se poate transforma dintr-un exercițiu într-un lucru real, nu este o noutate. Vă rog să ne întâlnim, să ne gândim un pic la ceea ce a însemnat perioada anilor 1940, când Stalin și-a pregătit în secret foarte bine acțiunea ofensivă împotriva Europei de Est și Germaniei în special, numai că a fost, devansat cu câteva săptămâni sau luni de zile înainte de acțiunile sau planul Barbarossa, da? Adică rușii nu sunt niște naivi în ceea ce înseamnă a-și urmări obiectivele. Dar bun, să spunem că suntem cu toții naivi. Întrebarea mea este următoarea. De ce sunt temeri în Ucraina totuși? Aici Ucraina e deja o problemă mult mai gravă decât se discută la ora actuală și decât noi, cel puțin ca vecini aici, suntem capabili să discernem. Iată, vorbim foarte mult. De ce face Putin asta? De ce vrea să impresioneze? Ce urmărește? Ce scopuri? Mi se pare că nu ne uităm spre niște lucruri foarte, foarte importante. N-am auzit deocamdată pe nimeni discutând la modul serios care este capacitatea Rusiei de a colabora cu Belarusul, în ce măsură cele două forțe, forțele celor două state chiar sunt interoperabile. Am văzut o cerere a lui Putin către Duma de Stat pentru a aproba niște amendamente la agreementul, la înțelegerea care există între Rusia și Belarus privind un comandament comun de apărare a spațiului aerian și în care acolo niște termeni se schimbă un pic de la posibile amenințări la probabile amenințări. Așa, care la un moment dat ar putea fi interpretate tocmai în genul ăla de război hibrid pe care l-am văzut în Crimeea și în care Lukashenko s-ar putea să ne trezim că dacă lui îi se pare că ceva e în neregulă în Estonia, da? Să activeze sistemul doar pentru că lui îi se pare că e ceva în neregulă în Estonia. Sunt lucruri în ce privește Ucraina. Acum câteva zile, da, am văzut un lucru pe care deocamdată nimeni nu pare să-l discute și nu pare să-l înțeleagă. Domnul Saakashvili a dus de susținătorii domniei sale din Polonia, în condițiile în care el a fost declarat persoană non grata în Ucraina, este căutat, cerut pentru extrădare în Georgia, da? Domnia sa vine din Polonia și declară cu foarte mare emfază, cum îl știm de altfel, că va face tot posibilul să-l dea jos pe domnul președinte Poroșenko. Iertați-mă, jocurile cui le face Saakashvili aici? O să vă spun, face jocurile Rusiei? Chiar o să vă întreb, credeți că face jocurile Rusiei? Domnul Saakashvili, care a fost președintele Georgiei atunci când Rusia a atacat Georgia. Nu? Da. El a fost cel care a fost artizanul. El s-a crezut un bun prieten al americanilor. Face jocurile rușilor sau nu face? Sau face jocurile americanilor? Ce înseamnă nebunia asta? Fix acum când Ucraina încerca să strige cât mai tare că s-ar putea să se trezească și cu alte noi unități ale Rusiei la frontieră,
Da? Domnul Saakashvili vine și ne spune că el mai face o revoluție în Ucraina și îl dă jos pe Poroshenko. Știți cum este folosit? Foarte, da, este aici, folosit da, de cineva domnul da, Saakashvili? Ar fi important să știm de cine. Cine, da, asta este extrem de... Dar aș vrea să revenim un pic pentru că ați deschis subiectul și mi se pare extrem de interesant. Întrebam despre temeri. Avem temele pe care le are Polonia, țările baltice, fără nicio discuție, deși din tot ce am văzut în analizele făcute de către oameni sau analiști militari sau analiști politici, lumea este mai temperată în zona baltică. În schimb, am văzut niște articole și declarații ale președintelui Poroshenko și analize făcute de către ucraineni, chiar transferate, aduse în media românească de către unii analiști români, mi s-au părut exagerări. Se pregătește războiul, Ucraina cu siguranță va fi atacată. Este și o chestiune bună pentru ceea ce înseamnă interesele pe care Ucraina trebuie să le manifeste. Dacă discutăm despre nevoia de armament letal pe care să-l primească din Statele Unite și o anumită grabă cu care să vină acel armament, o anumită predispoziție a Uniunii Europene de a asigura mai repede sau mai multe, mai mult sprijin financiar, deturnare a atenției opiniei publice ucrainene de la ce se întâmplă în guvernare și ce se întâmplă cadrul politic și aduce, tema spre frica asta, o să vină rușii, avem o problemă. Inclusiv trebuie să recunoaștem, doamna Ioniță, și faptul că s-au reîncălzit luptele din Lugansk și Donetsk. Adică în ultimele săptămâni am avut câțiva morți, ceea ce credeam că nu se va întâmpla. Discuțiile vis-a-vis de ceea ce înseamnă o forță de interpunere în zona respectivă. Dar aș vrea să revenim totuși la Belarus, pentru că asta chiar ne interesează. Puțină lume a vorbit despre... Eu am făcut niște cercetări să vedem dacă într-adevăr există un acord pentru apărare comună. Nu, există doar un acord pentru o forță comună de protejare a frontierei, în cazul frontierei CSI-ului, în cazul în care ar fi probleme, așa cum avem noi acum în Uniunea Europeană Frontero, adică fiecare stat își gestionează frontiera de stat, dar cum s-a întâmplat în Italia cu criza imigranților, cum s-a întâmplat în Grecia, a fost necesar să fie detașată o forță europeană de poliție de frontieră ca să sprijine. În general, garda de coastă a fost folosită, dar și pe unele frontiere au fost trimiși și polițiști. Același concept. Am citit despre conceptul despre apărarea antiaeriană sau apărarea aeriană comună, da, ceea ce nu este o noutate, pentru că dacă ne uităm pe continentul american, Canada și cu Statele Unite au apărare aeriană comună, da, au un comandament comun, forțe comune și așa mai departe. Nu ne mirăm câteodată că și în Europa, atunci când discutăm despre serviciul de poliție aeriană, avem Alianța Nord-Atlantică, organizează, România a fost în țările baltice, canadienii și britanici au fost în România pentru stagide. Dar, când discutăm de Belarus, oare se simte confortabil președintele Lukashenko? Președintele Lukashenko, după cum bine știm, este un fel de oaie neagră a liderilor din zona de vest a Rusiei. Și atunci, cred că domnia sa nici nu prea are foarte mult spațiu de manevră. Am înțeles că totuși, deși exercițiul era planificat, da, să cuprindă inclusiv toată zona de frontieră a Belarusului, domnia sa ar fi cerut retragerea așa mai spre interiorul țării pentru a evita și mai mult acumularea tensiunilor. Nu știu, mi-e foarte greu să-mi dau o părere, pentru că eu chiar nu stăpânesc foarte exact care este capacitatea militară din acest moment a Belarusului. Părerea mea că fără Rusia nu prea îi văd cumva, cum să zic, amenințători sub nicio formă. Și atunci, pornind de la conceptul care spuneați dumneavoastră de apărare comună a frontierelor, multă lume, am observat inclusiv analiști de la Moscova, inclusiv analiști de peste ocean din America, se întreabă dacă nu cumva Rusia ar fi încercat, de fapt, odată cu Zapad 2017, să-și amplaseze bazele militare pe frontiera dinspre Uniunea Europeană a Belarusului. Ceea ce deocamdată nu știm. S-ar putea să o vedem. Vedeți, aici este. Motivul pentru care am provocat cu Belarus este că noi avem temeri în zona
Unii Europene și Alianței Nord-Atlantice și cu siguranță și spre Ucraina. Dar mie, eu ca militar, spun că cea mai sau teama pe care ar trebui să o avem este să ajungă la o înțelegere Lukashenko și cu președintele Putin să rămână forțe, da? Să rămână forțe după ce termină exercițiul, să rămână prezențe militare ale Rusiei, a Federației Ruse în Belarus. Am mai văzut exerciții făcute în comun cu Kazahstanul, da? Am văzut negocieri pentru ceea ce înseamnă baze militare. Lucrurile le-am înțeles. Întotdeauna ce se întâmplă către Est este mai puțin important pentru securitatea României și, în opinia mea, mai puțin important și pentru Alianța Nord-Atlantică. Dar când vezi că și-a dislocat trei divizii, le-a dislocat din centrul Rusiei, din centrul Federației și le-a dus la granița de Est, de Vest a Rusiei. Dacă mai facem un pas să aibă niște baze înaintate rusești, este în opinia mea, este destul de periculos, pentru că o prezență militară în Kaliningrad, fără nicio discuție, este o enclavă unde avem o forță cel puțin aeriană sau de rachete, da? Foarte bine, cum să spun, dezvoltată și foarte bine situată. Apoi mai venim încoace și avem pauza asta cu Ucraina și Belarus, unde nu poate Rusia decât să rămână în zona respectivă. Mai avem o mică entitate în Transnistria, dar este un cap de pod care poate fi utilizat fără nicio discuție. Ne ducem un pic în zona sudică și constatăm că în Georgia are niște enclave fără nicio discuție care sunt utile. Am constatat că din Crimea au făcut un... Osetia vor intra în componența Federației. Exact, bun. Constatăm că în Marea Neagră avem Crimea, care este, în opinia mea, un fel de portavion. Da, în Marea Neagră, Rusia are un foarte, foarte mare portavion care dispune de toate sistemele de arme defensive și ofensive, de așa natură încât, dacă Rusia la un moment dat trece din postura de am teamă și trebuie să întăresc un dispozitiv de apărare, în postura de îmi doresc să împing dispozitivul mai încoace sau mai înspre vest, este greu să ne imaginăm că nu poate face. Deci, eu spun că mai multe teme ar trebui să fie vis-a-vis de relația Belarus Rusia și de acordurile militare pe care vor semna, decât despre acest exercițiu care în câteva săptămâni va trece și o să fie dat uitării. Eu, ca să fiu sinceră, cred că mai multe temeri ar trebui să avem în ceea ce privește situația noastră. Și de ce? De ce? Pentru că, sincer, discutând, vedeți cumva Rusia invadând statele nordice în acest moment? Care ar fi câștigul? Nu, pentru că este garantat. Are o parte din peninsula Finlandii, partea de teritoriu care garantează... Totuși vorbim de niște state membre NATO. Nu. Poate nu o să intervină NATO în primele 24 de ore, în primele 3 zile. Nu, acolo este o luptă pentru resursele din cercul polar. Cu siguranță dispute vor fi, sunt niște dispute diplomatice, economice, sunt și manifestări militare. Suedia, spre exemplu, n-a făcut în 20 de ani un exercițiu și acum a făcut un exercițiu, cred că cu 20.000 de militari. Deci, angoasa pe care trăim noi în zona vestică, România, Polonia, țările baltice, o trăiesc și nordici în parte, pentru că Rusia este imprevizibilă. Cred că asta este ceea ce induce starea asta de teamă. Imprevizibilitatea decidentului. Putin poate face dintr-o mișcare, poate provoca un conflict și îl poate planifica și provoca. Eu spun că de planificat și de provocat este foarte ușor. Este foarte greu să gestioneze și eu nu văd Rusia în măsură să gestioneze, cum am spus mai devreme, niciun conflict în Est, mă refer la țările estice, și cu atât mai mult în Nord. Nu, și nici nu cred că este interesul Rusiei. Da, și v-am spus, ca să termin ideea, între țările Nord, între am îngrijorat de țările nordice, și spun asta exact ca un observator care ar vedea din afară, deci fără a fi locuitor al Iașului și al României, m-aș îngrijora mai tare despre pericolul care vine dinspre Marea Neagră, dat fiind faptul că aici Rusia nu are un prieten mai micuț ca Belarusul. Aici Rusia are un prieten care se numește Turcia. Și a cărei situație, iată, vedem, e din ce în ce mai discutabilă atât în relația cu Uniunea Europeană, cât și în relația chiar cu NATO. Doamna Ionice, sunt totalmente de acord cu dumneavoastră, că de aia și facem o echipă bună la emisiune, numai că avem o problemă, vedeți dumneavoastră, Europa, șanța nord-atlantică este provocată să răspundă la, sau nu, să dea răspunsuri la multe provocări.
Adică, pe de o parte, acum ne uităm spre Rusia, că așa facem noi, ca și pompieri. Arde, stingem, arde. Bun. Pe partea cealaltă, în relația cu Turcia, ca și membru alianței, Europa s-a descurcat destul de bine. Dar nu s-a descurcat Uniunea Europeană în relația cu Turcia și vedem acum imigranții care vin pe Marea Neagră, Turcia a deschis robinetul imigranților să vină în România. Și America are o problemă în relația cu Rusia, s-a schimbat, cu Turcia, s-a schimbat regimul. Dar deocamdată, știți cum este, până când se termină zapadul și nu mai face Rusia, avem mișcare, ne îndreptăm spre ei. Când se termine, ne vom îndrepta spre imigranți sau spre Turcia, dar vreau să revin. Aveți mare dreptate, pentru că noi să reluăm emisiunea aia de circuit. Ne-am îndreptat mult spre terorismul din Europa, discutăm despre probleme militare acum, pentru că trebuie telespectatorii să știe, vor auzi la știri și tot aud zapad, 1000 de soldați, 10.000, 15.000, să înțeleagă telespectatorii despre ce este vorba. Dar, mă întorc. Alianța Nord-Atlantică, sub a cărei umbrelă de securitate se găsește și România, spune, enunță în câteva articole, sau în trei articole, cel 5 care vorbește despre apărarea colectivă, dar 2, 3 și 4, face două enunțuri. Și aici aș vrea să vă provoc să discutați și despre alianță, și despre toate articolele, dar și despre România, pentru că 10 minute va fi, trece foarte repede atunci când discutăm și aș vrea să lăsăm un pic și la greșeli, pentru că ar trebui să vedem dacă se și greșește. No, bun, articolul 3 spune foarte clar, este responsabilitatea fiecărui stat să-și doteze forțele armate și să le instruiască pentru a fi în măsură să-și apere teritoriul, urmând ca după aceea să fie sprijinită de către alianță. Articolul 4 spune următorul lucru. Este datoria statelor să dezvolte împreună programe de instruire și să disloce dacă este nevoie. Și vedem acum că alianța dislocată în Polonia un batalion și în țările Baltice un batalion. Da? Deci le-au dislocat într-o rotație. Statele Unite au dislocat o brigadă în România, în Europa, în sistem rotațional. Un batalion este în România. Deci sunt obligate, au obligația ca împreună să stabilească rotații, da? Prezență militare și exerciții, de așa natură încât să realizeze compatibilitatea pentru acțiune. Și articolul 5 spune că statele da? ar trebui, este recomandat, da? Se vor, nu spune will, pentru că era cuvântul vechi. No, bun. Acum, întrebarea mea este, unde se situează Alianța Nord-Atlantică cu articolul 3 și cu articolul 4, ca să nu discutăm de 5, dacă fierbe toată Europa, da, toți analiștii și-au centrat efortul de analiză numai pe zapad, care poate însemna, într-adevăr, 100.000 de soldați cu, nu știu, 5-10.000 de mijloace de luptă. Ce se întâmplă cu Alianța Nord-Atlantică, dacă este atât de temătoare la un asemenea exercițiu? Eu nu uit totuși un lucru foarte important atunci când vorbim de Alianța NATO. O alianță are nevoie de un bau-bau. Ce vine din dumneavoastră nu se dezmint. Ne place sau nu, ăsta este adevărul. Problema care se pune în acest moment e că niciunul din cele trei articole menționate nu prea funcționează. Așa. Cu excepția unor soldăței mai disciplinați așa ca noi, ca balticii, care fiind și mai mici, și mai americani, prost îmbrăcați, așa, americani, și mai prost dotați, simțim nevoia să fim disciplinați, că în schimbul ăsta să primim o recompensă care compensă siguranța națională, securitatea națională. În rest, lucrurile nu stau prea bine. Acum, mai e și o altă problemă. Să admitem că, uite, se întâmplă o minune și statele din vestul Europei devin brusc conștiincioase și își achită acei 2%. Nu trebuie achitat, trebuie investit. Pentru investit, da. Așa. Așa. Și își fac exercițiile, fac schimbul de informații, fac... Eu tot am o foarte mare reținere că articolul 5 va funcționa. Și nu va funcționa pentru simplu fapt că văd două țări care, pentru care sigur nu va funcționa. Unul este Germania. Și Germania e o țară deșteaptă care ține foarte mult la interesele sale de business și are interese de business foarte mari cu Rusia. Cealaltă este Turcia. Doamne, vă pun o întrebare din asta naivă. Cum e posibil atunci să vorbim despre o Germanie alături de Franța promotor a apărării europene? Vă amintiți că cei doi, cancelarul și președintele, au făcut enunțul, da? O Europă a apărării.
Cum este posibil să-l auzi pe președintele Comisiei Europene, da, discutând despre faptul că trebuie să realizăm o Europa a apărării? Da? O Europa a apărării împotriva cui? Eu sunt foarte sceptic la chestia asta, că întâi trebuie să definești pericolul. Și atunci va defini Germania și cu Franța pericolul ca fiind Rusia? Aveți dreptate, este greu să vezi. Eu nu sunt NATO-sceptic, da? Dar că am fost militar, am una și aceeași reținere. Mulți decidenți politici din Alianța Nord-Atlantică, adică militari și civili, fac enunțuri de foarte multe ori. Apărarea începe acasă. Corect. Nu aștepta să vină Germania cu soldat, că s-ar putea să trimită un spital de campanie. Nu aștepta să vină nici tancul german, nici, nu știu, mijlocul de luptă sau artileria Franței, dacă tu acasă la tine nu ai apărare. Timpul trece. Am ajuns la un subiect care ne doare foarte tare. Aveți numai 2-3 minute, pentru că trebuie să vorbim și de greșeli. Am ajuns la un subiect care ne doare foarte tare, ce se întâmplă la noi. Eu pun o întrebare a fostului militar vis-a-vis de ceea ce se întâmplă cu apărarea națională. Adică analizăm, vedem pericolele, discutăm despre sutele de mii de soldați ruși, ce se întâmplă cu apărarea națională a României? Nu știm ce se întâmplă. Astăzi a fost o ședință exact. Noi înregistrăm un pic înainte emisiunea. Nu știu ce se întâmplă cu situația de la noi. Deocamdată am observat că nici măcar mulți dintre membrii de la vârf ai alianței aflate la guvernare nu prea au înțeles ce s-a întâmplat așa brusc. Da, noi știm ce s-a întâmplat? Păi nu prea știm nici noi. Noi știm că domnul Țuțuianu își luase niște angajamente. Foarte serios. Foarte serios. Ele, aceste angajamente ale domnului Țuțuianu, păreau a spune cam ceea ce spusese și domnul Ciucă. Așa în este. Avans. Așa este. Adică, când era ministru Leș. Da. Domnul Ciuc a spus niște lucruri, după aia a fost un pic muștruluit așa de liderii politici vremelnici despre ceea ce a spus. Ulterior, domnul Țuțuianu, când a ajuns la cârma ministerului, a reluat exact aceleași declarații și a făcut niște pași ca acele lucruri să se concretizeze. Deocamdată vedem că lucrurile iar s-au îngropat, pentru că știu că sunteți un om care îl apreciază pe domnul Dușa. Iată, vedem că, deși domnul Dușa, cum ziceți dumneavoastră, un spirit pragmatic ar fi fost, poate vine venit. Nu, eu invers. Domnul Dușa a blocat fondurile apărării. Domnul Dușa n-a dezvoltat niciun program. Domnul Dușa doar a plătit niște programe pe care le-a lansat altcineva. Timpul este scurt. Ultima întrebare. Spuneți-mi, vă rog, unde și cine greșește, dacă se greșește, și tot în întrebarea sau în răspunsul dumneavoastră vreau să-mi spuneți un lucru. Avem un zapad informațional în România? Un zapad 17? Când vedem schimbări de la Ministerul de Apărare Națională, când vedem că nu se cheltuiesc banii, când nu sunt programe? Avem mai mult decât un zapad. Avem o nucleară a noastră. Dacă nu, deci nu trebuie să ne atace rușii? Nu. Deci noi avem un talent de a ne detona. Și mai ales în momente esențiale. Cine greșește, doamnă Ioniță? În ceea ce vedem, în toate... Cine greșește? Cred că greșește, în primul rând, politicul care n-a înțeles, care nu a înțeles că în toată lumea civilizată jocurile politice sunt permise între anumite limite și că sunt domenii în care jocurile politice nu prea au ce căuta. Vorbim de România. Cine greșește în relația asta tensionată Rusia-Alianța Nord-Atlantică? Dinspre România? De unde credeți dumneavoastră? Rusia greșește prin modul în care planifică acest comportament. Să nu zic că numai zapad. Rusia incisivă, Rusia surprinzătoare, Rusia impredictibilă. Greșește? Nu cred că greșește și vă spun de ce. Pentru că dumneavoastră îmi enumerați niște epitete pe care eu nu le văd. Eu fiind un observator foarte atent a ceea ce face Rusia.
Și mie nu mi se pare că Rusia ar face ceva ieșit din comun senzațional de la un an la altul. Rusia doar pur și simplu își vede de niște interese pas cu pas. Bun, atunci ca să închei, dacă nu să spuneți, bine a spus. Ceea ce face și NATO, tot pas cu pas. Am să asum atunci în finalul emisiunii, am să asum faptul că trăim în 2017 o perioadă pe care Europa a trăit-o, cred că, în anul 2014. Deja s-a declanșat o cursă a înarmărilor, care este o afacere foarte bună și dezvoltă economiile și a Rusiei, și a Americii, și a Germaniei, a tuturor celor care produc armament. Iar noi cred că am căzut într-o capcană în acest sens. În al doilea rând, mie mi se pare că diplomația, care a fost specifică Europei, a pierdut ceva din capacitatea de a negocia cu Rusia. Rusia are un aparat diplomatic fantastic care știe să pregătească terenul pentru orice atitudine. Pe când Europa, în opinia mea, este dezbinată și în percepția față de Rusia, dar și în ceea ce înseamnă ajutorul, un sprijin pentru cei care sunt în proximitatea frontierii și care au această angoasă a comportamentului Rusiei. Până data viitoare, stimați telespectatori, dați-mi voie să-i mulțumesc doamnei Gabriela Ioniță, mă bucur că ați fost cu noi și până la următoarea revedere, vă spun toate cele bune!